Deschidem Sfânta Scriptură la Ieremia, capitolul 35, este textul programat în calendar pentru seara aceasta, probabil și din cauza faptului că arată relația copiilor cu un părinte, copiii care au ascultat de tatăl și bunicul lor, probabil și de aceea este textul acesta și este potrivit și de fapt se va alinia într-un mod desăvârșit cu ceea ce s-a vorbit joi seara la lecțiunea biblică, azi dimineață, acum seara, fratele Alex, cântările care s-au cântat, totul cred că e coordonat în providență divină în aceeași direcție, ca să stăm în ascultare de Dumnezeu și să-L dorim pe Dumnezeu și să ne încredem în El mai mult decât în orice altceva. Citesc doar finalul acestui text, citirea e mai lungă, versetele 13 și 14, unde Dumnezeu mustră pe Israel, pe poporul Israel, pentru faptul că ei nu ascultă de Dumnezeu așa cum fiii lui Recab ascultă de tatăl lor. Versetele 13 și 14. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Du-te și spune oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului, nu voiți să luați învățătură ca să ascultați de cuvintele mele, zice Domnul, cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, care a poruncit fiilor săi să nu bea vin, sunt păzite, căci ei nu beau vin până în ziua de azi și ascultă astfel de porunca tatălui lor. Iar eu v-am vorbit și de vreme și târziu și nu m-ați ascultat, zice Domnul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Categoric că textul acesta e cunoscut, s-a mai predicat din el și eu personal și alții au mai predicat din textul acesta chiar la noi în biserică, poate cu mai mulți ani în urmă. Cunoscând textul acesta, am încercat să-l sumarizez și să învățăm împreună ce ar vrea să ne transmită cuvântul și textul acesta. Am intitulat mesajul Testele ascultării de Dumnezeu. Cum se spunea, dacă nu greșește dimineață, nu toți am avut tați la fel. Un tată îi mai aspru, vorbește mai puțin și lovește mai tare. Un alt tată îi mai dulce, îi mai răbdător, nu lovește deloc și vorbește mai mult și duce muncă de lămurire. Nu toți tații sunt la fel. Nu toți am avut tați la fel și nu toți suntem tați la fel. Un tată aspru și pretențios e mult mai greu de mulțumit decât un tată care e mai îngăduitor, care e mai răbdător, care nu bagă în seamă toate și le trece cu vederea. E una să trebuiască să asculți 100% și dacă nu să fii pedepsit și alta este pentru unii copii, văd și eu, că unii au tați care îi lasă cu orice, îi voie cu orice, ca să nu supere copiii. Alții sunt mai aspri. Indiferent de ce fel de tată am avut, am avut un fel de relație și un fel de respect. În textul din seara aceasta, avem de-a face cu o familie, cu un neam de oameni, nu ne arată Scriptura cât sunt, dar erau deja mulți, erau a treia generație și vreau să sumarizez ce s-a întâmplat acolo. Porunca de la bunicul a fost să nu se dea scăvii, să nu consume rodul viței, să nu consume vin, să nu se dea altfel de semințe, să nu planteze nimic în pământ și să nu zidească niciun fel de casă, de fundație, să locuiască în corturi, să locuiască în corturi și să nu planteze
nimic. Poruncă exagerat de aspră, exagerat de ieșită din comun. Niciunul dintre noi nici n-am putea să ne gândim să primim vreo astfel de poruncă de la tata sau bunicul. Și dacă am primi, n-ar băga nimeni în seamă, tata, bunicul s-ar duce acasă la Domnul și copiii ar face ce vor ei. Dumnezeu a luat această familie și a folosit-o ca exemplu în fața lui Israel, pe vremea lui Ieremia. Și a zis: Ieremia, du-te și stă-i de vorbă cu familia asta. Și folosești familia asta ca model de ascultare, ca poporul să înțeleagă că un copil care își respectă părintele, ascultă de părinte chiar și atunci când porunca, aș putea spune că e chiar absurdă, care nu se potrivește cu lumea și vremea. Și voi, ca popor al lui Israel, voi nu ascultați de mine, zicea Domnul, care sunt tatăl vostru. Adică o familie ascultă de câteva porunci absurde ale părinților și voi, ca popor al lui Dumnezeu, nu ascultați de ceea ce Dumnezeu cere, ce e rațional, ce e normal, ce ar fi absolut necesar. Am citit textul acesta și am văzut că, de fapt, aici putem să învățăm din testele ascultării și să vedem, am împărțit în două. În primul rând, pentru că vreau să mă limitez la text, din text să tragem ideile, dar folosim și alte pasaje din Scriptură. Am împărțit în două provocări aici în text și fiecare provocare are două teste. Și acestea le aplicăm la viața noastră spirituală și la relația noastră cu Dumnezeu. Prima provocare este relația noastră cu ce iese din pământ. Cu ce iese din pământ. Relația noastră cu tot ce dă pământul, cu roadele pământului. Și testele aici sunt următoarele. Primul, să nu te încrezi în ce iese din pământ. Viță de vie și orice sămânță. Să nu te încrezi, să nu te bazezi în ce iese din pământ. Încrederea noastră nu trebuie să fie în ce iese din pământ, ci în Dumnezeu care face pământul să rodească. Pământul oferă tot ce are nevoie pentru o plantă, o vegetală și orice altceva să crească. Dar Dumnezeu este Cel care face să crească și să iasă din pământ ceea ce noi așezăm acolo. Copiii lui Dumnezeu, oricât ar depinde și oricât am depinde noi de ce iasă din pământ și cât dorim și îngrijim, unii dintre dumneavoastră aveți roșii, îi țineți la umbră, în Arizona nu-i chiar așa de ușor de crescut roșii, da? Aveți după gard puș un pic de umbră și vă descurcați și vă plac roșiile și-s grozave. Am mai primit și eu din când în când. Unii aveți piersici, aveți portocale, aveți grapefruit, că aduceți în box aici la biserică și puneți în față acolo și fiecare și ia cât vrea să fie binecuvântat, că nu mai ai ce să faci cu ele, atâta rodește pământul. Și ne place și depindem și unii sunt chiar pasionați. Învățătura din cuvântul acesta este să nu ne încredem în ce iese din pământ, ci în Dumnezeu care face pământul să rodească. Și de aceea să nu ne îngrijorăm că nu o să iasă. Vai, dacă nu iese, dacă nu mai este. Matei 6:25. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă la ce veți mânca sau la ce veți bea, nici la trupul vostru, gândindu-vă cu ce veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana? Fratele Danny Peter a folosit textul acesta joi seara, de aceea am zis că mesajul din seara asta se potrivește cu tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat săptămâna asta.
Uitați-vă, versetul 26, uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Dumnezeu le poartă de grijă. Și Dumnezeu spune, oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Eu nu argumentez în seara asta că omul nu trebuie să seamene, că nu se aplică porunca lui Recab și a lui Ionadab. Nu se aplică pentru noi, că cei mai mulți dintre noi nici nu semănăm nimic. Trăim la oraș, ne-am mutat de la țară din România. Dar eu nu pledez pentru a nu semăna, a nu munci, a nu lucra pământul, nu. Ideea și gândul este să nu-ți pui încrederea în ceea ce dă pământul, că Dumnezeu are grijă și de viețuitoarele care nu seamănă, care nu seceră, care nu culeg. Matei 4:4, în ziua ispitirii Domnului Hristos, chiar vis-a-vis de acest lucru a fost ispitit. La ce dă pământul, ce iese din pământ, poruncește pietrelor să se facă pâini. Și Domnul Iisus a zis așa, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Viața noastră nu depinde așa de mult de ce iese din pământ, ci depinde de ceea ce ne dă Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care întreține viața noastră. Ascultare înseamnă încredere deplină în Dumnezeu și nu în ceea ce dă pământul. Vă aduceți aminte de Cel la care i-a rodit țarina în Luca 12? La un om i-a rodit pământul, belșug peste belșug, peste așteptări. A fost un an extraordinar. Și el începea să viseze cum să-și crească, să-și mărească businessul și hambarele, pentru că are din belșug. El se încredea în ceea ce îi dădea pământul și pământul i-a dat mult. Și a zis, e bine de mine. Acum, iată ce spune Luca 12:20. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tu crezi că viața ta depinde de ce iese din pământ? Viața ta depinde de Dumnezeu. Singurul care dă viață e Dumnezeu. El e stăpân. Poate mulți ați auzit câțiva ani în urmă, am citit și eu, marele Bill Gates o cumpărat aici undeva nord-east de Tonopa, west de Sun City West de Surprise, da? Mai departe, în deșert, în mijlocul deșertului. A cumpărat teren mai mare decât toată suprafața orașului Tempe. Deci o suprafață uriașă, nu știu câte zeci de mii de acri de teren. Le-a cumpărat ca să facă un oraș nou. Dar pe lângă asta, am înțeles că au cumpărat în America mii și mii și mii și zeci de mii de hectare de teren agricol. E proprietarul numărul unu a terenului agricol în America. Pentru că populația globului crește și oamenii trăiesc din pământ. Și să fie omul pregătit. Acum cred că are și el peste 70 de ani. Și are câteva milioane de acri de pământ ca să poată supraviețui, să poată să îi meargă bine. Stai și te uiți și zici, mă, o fi și asta ceva. Dar în ce se încred oamenii? Am auzit că mintea multora în timpul COVID-ului s-a schimbat un pic. Și nu vreau să condamn sau să acuz pe cineva. Că oamenii au zis, măi, trebuie să ne mutăm la țară undeva, ne cumpărăm o farmă, că dacă mai vine un COVID sau mai vine un necaz, bă, noi să avem ce mânca
și să o ducem bine, că dacă ai o bucată de teren, măcar ai stomacul asigurat, să nu suferi de foame. Nu condamn pe cine gândește în felul ăsta. Dar, dacă tu te încrezi în ceea ce dă pământul și de aia te-ai mutat sau te muți sau te gândești că mergi undeva, ceilalți o să moară de foame și tu o să ai pământ și tu de acolo să trăiești. Vai, cât de visător ești! Că n-ai ajuns tu să te bucuri de roadele alea. Și dacă să ajungi acolo, să vezi cum s-o moară oamenii, dacă s-ar ajunge acolo, cum scot oamenii sabia să omoară unii pe alții pentru un blid de linte. Nu, n-ajungi. Fraților, încrederea noastră nu e în ceea ce dă pământul. Acum, dacă ești fermier și îți place și iubești pământul și vrei să lucrezi la fermă, God bless you, nu e nicio problemă. Nu vreau să acuz și nu vreau să fiu înțeles greșit. Că sunt unii la care le place. Mie nu-mi place că am fugit de vacă de când am fost copil, eu numai din cauza aia am luat bătaia, am zis că nu mai vreau să vă vacă, trăiesc. Nu mai îmi trebuie farmă, nu mai îmi trebuie miros de baligă, nu mai îmi trebuie. Dacă pot să trăiesc la oraș, e ok, dacă nu o să am de ales. O să mă descurc oriunde. Ei, dacă iubești să fii fermier, să ai grijă de porci, de vaci, de animale, de... știu eu, să crești căpșuni sau almonds sau orice altceva. E ok, nu-i de condamnat, nu-i de acuzat. Dar încrederea noastră nu trebuie să fie în ce iese din pământ, ci să fie în Domnul care face pământul să rodească. Psalmul 104 e extraordinar, fraților. Poate îl proiectați, vreau să citesc. Vă rog să ascultați, că e extraordinar. Primele versete, de la versetul 10 câteva și apoi de la versetul 27 în jos. Dar tot psalmul ăsta ar merita citit și când ajungeți acasă, vă rog să-l citiți, că e superb. Ascultați. Tu faci să țâșnească izvoarele în văi și ele curg printre munți. Adap la ele toate fiarele câmpului. În ele își potole setea măgarii sălbatici. Păsările cerului locuiesc pe marginile lor și fac să le răsune glasul printre ramuri. Din locașul tău cel înalt, tu uzi munții și se satură pământul de rodul lucrărilor tale. Tu faci să crească iarba pentru vite și verdețuri pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană. Vin care înveselește inima omului, un de lemn care înfrumusețează fața și pâine care întărește inima. Versetul 16. Se udă copacii Domnului, cedri din Liban, pe care i-a sădit El. Versetul 27 în jos. Toate aceste viețuitoare te așteaptă ca să le dai hrana la vreme. Le-o dai tu, ele o primesc. Îți deschizi tu mâna, ele se satură de bunătățile tale. Îți ascunzi tu fața, ele tremură. Le iei tu suflarea, ele mor și se întorc în țărâna pământului. Înveci să țină slava Domnului, să se bucure Domnul de lucrările Lui. Frați și surori, Domnul este stăpân peste cer și pământ. Și Domnul o așezat și izvoare, și lacuri și mări. Domnul face norii să se strângă împreună și să plouă. Domnul face să crească pământul. Domnul se îngrijește de nevoile noastre. Ne încredem în El. Ne punem nădejdea în El. Nu în pământul ăsta. Că pământul ăsta nu face numai ce Dumnezeu îi spune. Deci primul test este să nu te încrezi în ce iese din pământ. Al doilea, să nu poftești ce iese din pământ. Să nu poftești. Este al doilea test la relația noastră
cu ce iese din pământ. Aici încadrăm răstignirea dorințelor firii pământești, renunțarea la dorințele firii. Vița de vie pe vremea aceea era mai mult decât Coca-Cola. Era mai mult decât Dr. Pepper sau Sprite sau mai știu eu ce, Mountain Dew sau ce vă place la unii dintre dumneavoastră. Era mult mai mult. Dar era băutura răcoritoare și dulce. Nici nu vorbim, nu vorbim de vinul alcoolic. Vorbim de rodul viței, strugurii și strugurii storși, care se foloseau într-o mulțime de feluri în vremea aceea. Când am citit și am studiat acest subiect, se foloseau atunci în mai multe feluri decât se folosesc acum chiar. Și erau folosiți strugurii și strugurii fierți și storși și apoi pasta de strugure era pusă într-un vas, sigilată, băgat în sub apă, să stea ascunsă de aer, să nu fermenteze, de acolo să scotea așa cum se scoate dulceața, dacă țineți minte, silvoițe, spunea la noi, de prune, să scoate câte o lingură, să punea în pahar și să turna un pahar de apă și să amesteca și avea cel mai bun Coca-Cola. Pe vremea aceea, vița de vie și rodul viței era un lux, o desfătare și o petrecere, numai cu apă. Acum noi pledăm pentru apă și o recomand la toți, 95% bezi numai apă. Restul 5% o băutură răcoritoare din când în când, că nu-s bune, nu sănătoase, tot felul de chimicale și tot ce nu place corpului, da? Faceți cum credeți până la urmă. Am deviat un pic, dar suntem aici la băutura răcoritoare. Și Dumnezeu îi folosește pe recabiți ca exemplu că ei au renunțat. Au renunțat. Nu bem vin, nu sădim viță de vie, la masa noastră, ce beți? Apă. Păi n-aveți bani de mai mult? Ce, sunteți așa zgârciți? Nu, că apa e mai scumpă uneori decât Coca-Cola. Nu-i vorba de bani. Noi ascultăm de părinți. Noi poftim, dar ne punem frână. Credeți că n-ar fi băut și ei un suc de strugure, cum bea toată lumea? Bă, come on, nu? Noi nu consumăm. Să pui frână la pofte, la dorințele firii care te îmbie, când miroși fripturile care se pregătesc, când miroși sarmalele, când te uiți cum arată prăjiturile, dessert. Dacă aș începe să vorbesc, la toți vă lasă gura apă și abia așteptăm să termine slujba să mergem să mâncăm ceva. Că așa se întâmplă cu omul când începi să-i vorbești despre ce-i place lui. De ce avem exemplul acesta de ascultare, fraților? Pentru că la noi ne cere Dumnezeu în ascultare și ascultarea înseamnă stăpânirea poftei. 1 Petru 2,11, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. E o luptă continuă. Galateni 5,16, zic dar, umblați cârmuiți de Duhul, nu împliniți poftele firii pământești. Galateni 5,24, cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu paftimile și poftele ei. Efeseni 2,3, între ei eram și noi odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre. Așa am fost. Așa e omul care n-are frână. I s-a stricat frâna la mașină. Tot se duce. Nu știe să spună stop. Secretul este înfrânarea. Fraților, înfrânare la mâncare, înfrânare la băuturi răcoritoare, înfrânare la ceea ce dă pământul, înfrânare, ies la friptură, înfrânare la prăjitură, înfrânare la tot ce-i prea mult. Înfrânare. Asta ne învață
Scriptura și face parte din ascultare. Da, am înțeles argumentul. Am mai discutat așa. Că noi, pocăiții, zicem, mă, la petreceri nu mergem, la casino, la jocuri de noroc, nu mergem, la chefuri și beții, nu mergem, alcool nu bem, droguri nu consumăm, tutun, nu vrem să auzim că face cancer la plămâni și nu-i sănătos și n-avem horn în cap ca să consumăm fum, deci nu-i pentru noi. Păi ce ne-a mai rămas? Băuturile răcoritoare și mâncarea. Păi și la alea să mă tai. Ia, și acolo, că ce-i prea mult nu-i sănătos. Că nu te tai acum de bunăvoie și peste 10-20 de ani să vezi cum te taie doctorul. Și cum te tai forțat. Poruncile Domnului nu-i ca să ne facă nouă rău, ci să ne ajute, să ne facă bine. Și nu-i numai pentru aici, că asta se răsfrânge asupra vieții spirituale. Trebuie să umblăm cu frâna pusă, din punct de vedere duhovnicesc. Deci prima provocare a fost relația noastră cu ce iese din pământ. Și testele au fost să nu ne încredem în ce iese din pământ și să nu poftim, să ne înfrânăm. A doua provocare este relația noastră cu ce punem noi pe pământ, cu ce așezăm noi pe pământ. Relația noastră cu ce așezăm pe pământ. Una e ce dă pământul și alta e ce așezăm noi. Și cele două teste sunt următoarele. Primul, să nu ne încredem în ce punem noi pe pământ. Casă, construcții, investiții și ce facem noi. Că tot ce punem noi pe pământ, în final, va arde. În final, colapsează. În final, se termină, se isprăvește. Noi nu trebuie să ne încredem în ce zidim pe pământ. De ce a spus Domnul Hristos să ne strângem comori în cer? Că acolo e singurul loc unde e sigur, unde e în siguranță. Aici le fură. Le fură hoții și hoții pot să fie mulți. Hoții pot să fie și de la guvern, pot să fie și de la IRS, hoții pot să fie și vecini și frați, hoții sunt mulți, nu sunt numai aia care spar casa. Și pot să rămâi fără nimic. De aceea psalmistul, psalmul 20:7 spune, unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe cailor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. 1 Timotei 6:17 spune, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe. Auziți, îngânfarea e foarte periculoasă când îți merg lucrurile bine și începi să câștigi bani. Câtă vreme e sărac, nu e așa periculoasă, că te ține sărăcia mai smerit. Cum ai început să faci bani, să-ți meargă business-ul, îți crezi cu urechile, asta a fost o expresie din copilărie care a folosit-o păstorul meu, zice, ai grijă să nu-ți crească urechile. Atunci încep să crească urechile, să îngânfă, să umflă omul, să încrede în el însuși, când încep să-i crească bogățiile pământești. Ascultați ce spune Sfântul Pavel, să nu se îngânfe, să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice. Noi credem că dacă ai titlul la proprietate și ai fundație și ai casă zidită, e statornic. Cât de statornic a fost pentru toți ucrainenii care au fost scoși afară din țară și care orașe la rând, vorbeam cu fratele Simi Bumbar și îmi povestea că ei sunt chiar pe graniță și cunosc oameni în conducerea țării din Ucraina și păstori și oameni care locuiesc acolo și spunea nu se transmite tot ce trebuie transmis, dar lucrurile sunt mai grave decât ceea ce se vede. Orașe ruină și dacă se face pace, în primul rând jumătate din oameni au murit, nu mai e cine să meargă. Și apoi dacă merge cineva, ce face acolo? E ruină.
îi moloz, îi un morman de dărâmături, oameni de afaceri, oameni cu bani, oameni cu proprietate, oameni cu viitor, totul s-a spulberat. Avem în gândul nostru că dacă e ceva, îi stabil. Nu-i stabil nimic ce facem noi pe pământul ăsta. Auziți, să nu-și pune nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Dacă le ai, bucură-te, dă slavă Domnului. Dacă ai o mașină mai bună, mai frumoasă, mai scumpă, dă slavă Domnului, bucură-te de ea. Dacă ai o casă mai mare, mai frumoasă, cum n-ai visat când ai venit în America. Chiar vorbeam cu soția azi, zic, măi, cum au unii frați de-ai noștri case acum. Nu puteam să visez în primii ani de America. În primii ani de America încă nu puteam să visez casă cu garaj. Cu carport am mers. Prima casă pe care am cumpărat-o a avut carport. A doua casă nu a avut nici carport. Garaj deja erau mai scumpe. Alea cu garaj erau casele noi. De la 70-80 de mii de dolari în sus erau casele. Noi nu ne calificam, nu puteam să mergem peste 60 de mii de dolari, 50 și ceva de mii de dolari, acolo te calificai pentru o casă. De la 70-80 de mii erau casele mai noi cu garaj și cu vaulted ceiling, celelalte erau așa la 8 feet înălțime. Nu puteai să visezi ce au oamenii acum și românii noștri, cum Dumnezeu i-a binecuvântat. Nu sunt supărat, nu mi-e ciudă pe niciunul, slăvit să fie Domnul, că s-a ajuns unde n-ar fi visat nimeni să ajungă într-o generație. Asta e mâna lui Dumnezeu, e harul lui Dumnezeu, e binecuvântat lui Dumnezeu. Bucură-te! Ai o casă mare? Bucură-te de ea! Ai o grădină mare? Bucură-te! Ai familie frumoasă? Bucură-te! Tot ce ai, bucură-te! Dar să nu-ți pui încrederea în niște bogății nestatornice și să nu ți se umfle inima de mândrie și să crezi că meriți sau că ești ceva sau cineva și în aceea să te încrezi că într-o zi totul se poate schimba. Ne punem încrederea în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Mesele sunt pline, fraților. Mesele sunt pline, sunt încărcate. În fiecare zi nu duce lipsă nimeni de nimic, chiar dacă nu-i belșug la toată lumea, dar suntem binecuvântați. Ascultare înseamnă renunțare la încrederea în lucrurile făcute de noi pe pământ și încredere în Dumnezeu. 1 Samuel 17 cu 45, David a răspuns lui Goliat. Goliat avea apărare, avea armură puternică, avea arme. Dar David a zis așa: tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză. Ai lucruri pe care să te bazezi. Dar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor și în numele Dumnezeului oștirilor Israel, pe care tu ai ocărât-o. Cine a ieșit biruitor în această confruntare, în această luptă? Cunoaștem răspunsul. Cel care s-a încrezut în lucrurile pe care le avea el sau cel care s-a încrezut în Dumnezeu? Frați și surori, vreau să cred că noi suntem aici pentru că ne-am pus încrederea în Dumnezeu. Pentru că El este sursa vieții noastre, El e binecuvântarea noastră și relația noastră cu El e cea mai mare și cea mai dulce binecuvântare pe care poate să o aibă un om. Și apoi, al doilea test este să renunțăm la confortul oferit de ceea ce punem pe pământ. Că tot ce punem pe pământ ne oferă un confort și ceva normal. Ei, ascultarea uneori cere renunțare la confort.
Asta e foarte greu. Asta e foarte greu, fraților. Îmi vorbesc și mie, dar vă vorbesc și dumneavoastră. În America și în lumea civilizată, confortul și safety e number one. Nu știu să renunțe oamenii la confort. Ți-e și greu să-i ceri omului să renunțe la confort. Vedeți ce a cerut Recab? Să n-aibă case, să stea în corturi, să locuiești în cort, când tu poți să construiești casă, ai mâini și picioare și poți să-ți construiești o casă. Păi una ai cort și alta ai casă. Toți avem case, nu știu câți avem cort de la camping. Vreți să ridicați mâna, câți mai mergeți la camping? Ia să văd la câți vorbesc. Eu sunt unul din ăia. Așa, câți aveți cort? How many of you do you have a tent and you go camping? Please raise your hand. It's not sinful. Nu-i, așa. Unde e mai bine? Unde e mai bine? E bine în cort, o zi, două de sărbători, la barbecue, cu copiii, la joacă, cu coadurile prin pădure, o zi, două, trei. Unii chiar contind o săptămână, mai merg la pescuit toată ziua, prin pește, vin, fac grătar, na, e fain. Dar dacă spune cineva, dacă stai mai mult de două zile în cort, pierzi casa. Pierzi casa. Mută-te în cort. Câți dintre noi ar fi de acord să se mute în cort de la casă? Să renunțe de bunăvoie, să că nu-mi trebuie casă, e mai bine în cort. Nu. Lucrul ăsta e imposibil. Pentru că nimeni nu vrea să renunțe la confort. Ascultarea de Dumnezeu uneori presupune renunțare la confort. Trebuie să renunți. Trebuie să renunți la confort. Pentru că slujirea nu e chiar așa simplă, nu e întotdeauna în confort. Uneori trebuie să transpiri, uneori trebuie să fii însetat, uneori trebuie să fii flământ, uneori trebuie să te lupți, uneori trebuie să suferi blamă, rușine, ocară. Yes, ascultarea înseamnă renunțarea la confort. 1 Corinteni 11 cu 23 începem citirea despre apostolul Pavel și despre confortul lui. Deși că el a zis că a fost și bogat, au mers și bine lucrurile și s-a bucurat, dar uitați prin ce a trebuit să treacă, asta nu-i confort. Sunt ei slujitori ai lui Hristos? 2 Corinteni 11 la 23. Vorbesc ca un ieșit din minți, eu sunt și mai mult, în ostenel și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, din partea tâlharilor, din partea celor din neamul meu, din partea păgânilor, în cetăți, în pustiu, pe mare, între frații mincinoși, ostenel și necazuri, priveghiuri adesea, foame și sete, posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi, m-a apăsat grija pentru toate bisericile. Ascultare poate să fie, poate să însemne și renunțare la confort. Câți dintre noi ne-am descurcat fără aer condiționat? Și câte zile? Și câte ore? Câți dintre noi ne-am descurcat fără frigider? Câți dintre noi ne-am descurcat fără un pat frumos și bine pus la punct? Și-s primul care recunosc, nu-i, oriunde am mers în lumea asta, nu-i niciun pat ca și patul meu de acasă. Abia aștept să vin la patul meu. Călătoresc, rar se întâmplă să găsesc un pat, nu numai ca mărime, dar uneori poate să fie și mărimea, că mi-a întrebat California King ca să stau liniștit pe pat. Nu-i numai ca și mărime, da, așa, cred că și obișnuința. Abia aștepți să vii acasă. E greu să renunți la confort, dar trebuie. Am învățat
cât de important e confortul, am învățat pe pielea familiei. Cred că v-am mai spus cu mai mulți ani în urmă, sunt sigur că am spus lucrul acesta, poate chiar de două ori, cândva am învățat că a merge camping nu-i cel mai grosav lucru pentru fete și femei. Probabil că dintre surori, dacă am face un test, probabil că tot la cinci bărbați ar fi o femeie care e ok cu campingul. Nu știu câte surori sunt ok ca să meargă la camping și câte fete abia așteaptă să meargă camping. Eu visam că, na, camping e ceva exotic. N-am fost niciodată, nici eu, camping până atunci. Era, cred că, în anul 99-2000, cam în perioada aceea. Fetele două, cele mai mari, au venit și ele cu noi. Am mers la magazin atunci, am avut troc. Am mers la magazin, de vreo 500 de dolari am cumpărat un cort din ăla mare, cu două camere. Cort mare. Cu două camere, să stăm liniștiți, confortabil, mergi la camping, nu ne înghesuim într-o colibă mică. Cât, care a fost cel mai mare cu două camere? Am cumpărat tot ce ne trebuie pentru camping. Masă, grătar, tot ce trebuie. Le-am încărcat. Nu costa numai 500 de dolari. Acum cred că dacă ar trebui cineva să cumpere, ar costa poate 4-5 mii de dolari. Tot ce am cumpărat atunci. Că așa s-au devalorizat toate. Am cumpărat tot, fetele excited, am pus și biciclete acolo, undițe pentru pescuit, oh, tot ce vrei. Mergem la camping, ne urcăm în mașină, conducem până la Colorado, am făcut rezervare undeva la un parc, un RV park, undeva în pădure, unde e amenajat și unde te poți conecta, deși că noi n-am avut cu ce să ne conectăm, da, aveam locul special. Am ajuns acolo seara, mai târziu, așa, și am zis, băi, acum seara să așezăm noi cortul, ne mănâncă noaptea și furnicile până dimineața. Mergem la hotel acum, ne oprim undeva aici, în Durango, la hotel, și prima noapte la camping o dormim la hotel, că e mai bine. Și ne-am oprit la hotel, am zis, mâine dimineață, ne trezim când se crapă de amiaz, luăm breakfast și am dinner deodată și apoi spre după masă mergem și ne așezăm cortul în pădure. Va fi foarte fain și așa am și făcut. În ziua următoare după masă am sosit camping, am deschis cortul, am lucrat acolo 2-3 ore, nu știu cât am lucrat eu, că le-am așezat pe toate, le-am pus pe toate la punct, le-am pregătit. No, luăm undițele să mergem să vedem dacă trage peștele acolo la un lac. Mă, dar unde e toaleta aici? Că cortul nu-i cu toaletă. Unde e toaleta aici? Păi ne-am uitat undeva, era o căsuță, așa, ca și cum era la noi, pe vremuri, cu o gaură acolo. O mers fetele la toaletă, au venit înapoi. Noi nu putem, că acolo sunt paianjeni, acolo noi nu putem. Cum adică, mă? Dar nu, noi nu putem. La vârsta lor niciodată nu trebuie să facă lucrul ăsta în viața lor. Nu putem. Mă, dar noi trebuie să stăm aici câteva zile. Mă, nu merge. Bine, am zis, lasă, că o să treacă și până mâine o rezolvăm și o să fie bine. Am dormit noaptea cum am dormit, așa, în episoade de 10-15 minute. Ba auzi ceva, ba auzi altceva, ba se mișcă ceva, ba impresia că se mișcă. Băi, ne-am trezit dimineața, înainte să răsară soarele, toată lumea era sus, ne-am uitat unul la altul, înghețați de frig, soția, fetele, ce facem? Honey, please, trebuie să mergem undeva unde e lume civilizată. Nu putem, uite, fetele nici nu pot să folosească toaleta, nu pot și gata. Măi, dar nu vorbiți. Măi, nu mai stăm. E, fraților, în ziua următoare dimineața am împachetat totul, am pus cortul și toate lucrurile în troc, am condus până undeva la Galop câteva ore, am închiriat un hotel acolo și a fost cel mai bun camping, vreo 3 nopți acolo, cu bicicletele în parcare, cu mâncare la restaurant, totul pregătit, toaletă faină, a fost very nice. Cumva până atunci nu mi s-a prins beculețul și am zis, extraordinar,
ce înseamnă confortul cu care te-ai obișnuit și nu-l consideri special, numai când îl pierzi, când nu-l mai ai, nu, dar eu nu pot să trăiesc altfel. Și uită că oamenii în confort, oamenilor le este foarte greu să renunțe. Ascultare de Dumnezeu înseamnă uneori, fraților, și renunțare la confort. Mă rog ca Dumnezeu să ridice familii și bărbați și femei, oamenii ai ascultării care sunt în stare, că uneori trebuie să renunți, frate și soră, uneori trebuie să te jertfești, uneori trebuie să închizi ochii, uneori trebuie să taci, uneori trebuie să transpiri, uneori trebuie să pierzi somn. Yes. Slujirea presupune ascultare de Dumnezeu și renunțare la confort. Dumnezeu să ne ajute când ne cheamă El, când e nevoie, când ne poruncește El să fim gata să facem lucrul acesta. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Aș dori să facem o rugăciune împreună și de ce nu? Mai mult, eu zic că mai mult decât atâtea Happy Father's Day, că eu zic mai mulți azi și nici nu știu ce să răspund. Nu știu ce să răspund. Thank you, God bless you. M-am bucurat că una dintre fete a zis Happy Father's Day, tate, te iubesc în fiecare zi, să știi că nu numai astăzi, God bless you. So, a fost fain. Dar mai mult decât atât, că Happy Father's Day nu înseamnă mare lucru. Sau pentru unii poate. Mai bine ne rugăm unii pentru alții, fraților. Aș dori să ne rugăm pentru toți tații din adunare. Pentru toate mamele din adunare. Să ne ajute să fim oameni ai lui Dumnezeu. Cum au rostit cuvântul dimineață, frații. Să fim oameni ai lui Dumnezeu, oameni care ascultăm de Dumnezeu, oameni care îl punem pe Dumnezeu primul, oameni care ne desprindem de cei aici și privim înspre ceea ce urmează. Că ceea ce urmează e mult mai plăcut și mai frumos decât ceea ce este aici. Haideți cu toată adunarea să ne rugăm.